cu tremurul cel mare. A fost odată un iepuraș care stătea la umbra unui pom și se odihnea. Ce-ar fi dacă s-ar porni un cutremur mare și ne-ar distruge tuturor casele? Se gândi iepurașul. Și iată că, tocmai în acea clipă, un fruct mare și copt căzu din pom cu zgomot. Iepurașul, cuprins de gândurile sale, crezu că vine într-adevăr cu tremurul, așa că o luă la sănătoasa prin pădure, mâncând pământul. Se întâlni cu un alt iepuraș, care îl întrebă de ce fuge atât de tare și spuse că vine cu tremurul cel mare din urmă. Celălalt iepuraș o luă și el la goană. Tot alergând, trecură pe lângă alți iepuri care, auzind vestea rea, li se alăturară ca să-și salveze pieile. Apoi se întâlniră cu alte animale, cerpi, maimuțe, tigri, leoparzi, antilope, mistreți și toți o luară la fugă alături de iepuraș când auziră de cutremur. Totuși, niciunul nu se gândi să se uite în urmă sau să încetinească pasul. Într-un final, ajunseră la peștera leului. Acesta a rămase foarte surprins să vadă toate aceste animale alergând speriate și când le întrebă ce se petrece, ele îi povestiră. Dar priviți puțin înapoi, le strigă leul, nu e niciun cutremur. De la cine știți de el? Îi întrebă pe mistreți. De la antilope, au răspuns ei în cor. Voi de unde știți? L-a întrebat și pe acestea. Noi nu știm, ne-au spus doar maimuțele și noi le-am urmat. Și nouă ne-au spus leoparzii, se apărară maimuțele. Și așa, din aproape în aproape, leul află de la cine porni toată povestea și, cercetând copacul, realiză ce se întâmplase. Nu degeaba e considerat regele tuturor animalelor.